Veni și în dimineața și în după-amiaza aceasta. Și mă bucur să cred că vom avea o părtășie specială. V-am promis că în după-amiaza aceasta va fi ceva altceva decât a fost până acum. Ați văzut și aseară și de dimineață totul este îmbrăcat în, să zic așa, în elementul de familie, de cuplu, de relație părinți-copil. Specialul acesta pe care l-am scris și pe care trebuie să vi-l citesc pentru o bucățică de timp, va trebui să fiți foarte atenți. De ce? Pentru că voi folosi foarte multe metafore. Nu vă decriptez deloc prima parte a predicii, niciun cuvânt. Din acest motiv, vă rog să fiți atenți. Dulapul cu haine vechi. Mă trezesc deseori că mă îmbrac cu haine care nu sunt ale mele. Mă strâng, sunt prea largi, sunt modificate, nu știu cine le-a cumpărat, nu știu cine le-a făcut, și nu îmi place de mine. Costume de marcă necunoscută pe care le găsesc în propriul meu dulap. Pentru că nu știu cine le-a cumpărat sau făcut, le poți considera ale tale, mai ales că nu au venit niciodată vorba de ele în familia ta. Poate că ți-au fost dăruite la un moment dat când erai prea mic sau când dormeai și îți era greu să-ți reamintești cine a făcut-o sau poate că deși nu au fost croite pentru tine, ci pentru temirce antecesor sau rudă necunoscută, prieten sau vecin, ți se potrivesc așa de bine și ți se par așa de noi, încât de ce nu le-ai purta spre stupefacția colegilor de generație sau măcar spre cea a părinților, rudelor, ori spre modelarea gusturilor vestimentale ale urmașilor. Haine. Sunt și nu sunt ale tale. Și transform, atenție, și transform haina într-o mască. Rând pe rând intri în hainele tale, roluri, pentru mulți viața este o piesă de teatru. Și uiți de unde ai început viața. Nu mai știi care este rolul tău. Dacă ești în necunoștință de cauză, ajungi să crezi că ești chiar personajul pe care îl joci și duci măestria la perfecțiune 24 de ore din 24. Și te trezești că te deghizezi, de exemplu, în Pinocchio. Și a început să-ți placă că ai nasul mare. Iar simțul mirosului este atât de bine dezvoltat când vine vorba de cei din jur, astfel că imediat începi să le faci observație. Atâta ți-a plăcut să pui o perucă cu cârlionți și te-ai gândit că toți cei din jur trebuie să se închine în fața ta. Ajungi să suferi și să te înnozi în datorii, în spaime, în responsabilități care nu ți aparțin, în întâmplări pe care le chem la tine sau în care intri ca musca în lapte, întrebându-te zilnic, de ce mi se întâmplă toate acestea mie? Fără răspuns, poți să și mori. În fiecare zi, puțin câte puțin, în felul tău. Dar tu nu știi și continui să rămâi în capcana pe care filonul social, familial, ți-a întins-o cu generozitate sau cu maliția de peste timp, boala de peste timp. Tu singur ai intrat de bunăvoie, adică nesilit de nimeni în ea. Și nu este exclus să începem să creștem pui de OCD-uri. Traduc, OCD înseamnă obsesiv-compulsiv disorder. Și să fac o mică explicație. Când eram mic, vă dau un exemplu, când eram mic și mergeam pe stradă, ocoleam capacele
de fontă cu găuri, că îmi pierdeam norocul. Ăle fără găuri nu le ocoleam. Și când apărea un capac cu goluri, îl săream. Când eram mic, eram cu soția, nu de mult pe stradă, și mă trezesc când mergeam, ocoleam capacele cu găuri. Am îmbrăcat o haină, un comportament și îl port, o port cu mult respect. Nu sunt normal. Normalitatea, definiție dicționarul de psihiatrie, normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului, virgulă. Niciun om nu este într-o stare fizică și psihică perfectă. De când ai îmbrăcat blugii vecinului care merge în club, tricoul strâmb din economie de material al vecinei, cămașa colegului infidel sau fusta plină de voloane a nefericitei tale colege, de când ai încălțat pantofii strâmți cu doctrine ai pastorului tău și îți atașezi eșarfa de mătase a soției pastorului și te uiți în oglindă și te crezi unicat. Mă, ești o plagiatură. O simplă plagiatură. Ai ajuns să te însori sau să te măriți și te trezești că stai la coadă să prinzi boala străbunicii tău și te bucuri încă 4 ani de sănătate până când îți vine cancerul pe care vecina de apartament l-a achiziționat. Dar totuși ai nevoie de experiența colegei tale de cameră și împrumuți rochia de mireasă, nu de puține ori chiar și pe mire îl împrumuți. Și după aceea le poți face pe toate. Și dacă lumea țipă și se pare că este fericită, te urci cu sania în vârful muntelui și îți dai drumul neștiindu-te te duci. Ce? Parcă știi în viață unde ajungi? Și le poți face pe toate. De ce crezi că soțul țipă la soție? De ce crezi că sunt pastori care divorțează? De ce crezi că prietenul tău fumează marihuana? De ce crezi că prietena ta merge în cluburi? Este timpul să mă verific. Cât de bine mă îmbrac și cât de bine îmi ascund contrastele. Așa de atent sunt, așa de bine le ascund, de multe ori nu le mai știu și cu nonșalanță spun: așa m-a făcut Dumnezeu. Și arunc haina, și arunc motivul că așa m-a îmbrăcat Dumnezeu și asta e soarta mea. Du-te și întreabă-l. Leana îi zice lui Mărin: Leana este bunica mea. Mărin este bunicul meu. Îi zice, mi-aduc aminte când bunica îi zice lui tataie: Mărine, când pleci la oraș, ia-ți izmene curate. Pleano, nu le vede nimeni, că sunt pe sub pantaloni. Mărine, dacă îți vine rău și te duci la spital și te dezbracă acolo și vede în ce ești îmbrăcat, mă faci de râs. Mi-a rămas în minte această scenă. De câte ori se folosește expresia să nu spui ce auzi și ce vezi în casă? Știți ce este asta? Minți! E mai bine să minți și îmbracă altă haină și ajunge la biserică și zâmbește să vadă lumea că ești fericită sau fericit. Încerci să îmbraci o altă haină, dar din păcate comportamentele sunt transgeneraționale.
Un soț rupe fusta soției și îi spune: vreau să porți fusta mamei. Mamei mele. M-am purtat fusta până la genunchi. Tu de ce mă turcuia pe stradă? Trebuie să îngătești cum i-a gătit mama. Așa m-a răsfățat mama. Ce mare lucru să copiezi. Vreau să fiu și eu mare ca celălalt. Vreau să fiu și eu bogat. Vreau să am și eu haina ca celălalt. Vreau și eu poziția ta și nu mă interesează. Rețineți acum această expresie care este firul roșu a ceea ce vă spun în după amiaza aceasta. Fugim după haine, adică după comportamente, să ne clădim o familie, să ne clădim un statut. Mare atenție! Haina o poți avea, dar trebuie să ucizi. Trebuie să vergi sânge. Să porți o haină care nu este a ta, trebuie să ucizi. De câte ori am vrut poziția cuiva? Și ai aruncat cu pietre în el ca să îl dobori și după ce ai făcut lucrul acesta, te uiți cu satisfacție în urmă și zâmbești. Haina mi se potrivește mie. Mi-aduc aminte când mă îmbrăcam de la ajutoare. Și mă gândeam la cine o fi purtat haina respectivă. Știți? Mie, mama mi-a spus multe povestioare, dar povestioara care mi-a plăcut cel mai mult a fost povestioara cu cenușăreasa. Și mi-aduc aminte că îmi doream să fiu cenușăreasa și atunci când vine prințul să se căsătorească cu mine, eram băiat, dar nu conta. Când vine prințul să se căsătorească cu mine, o să-mi tai degetele, să-mi intre piciorul în pantof ca să pot să mă căsătoresc cu omul acela. Nu contează că te strânge. Nu contează. E bine să arăți bine pe ecran. E bine să arăți bine pe sticlă. Este bine să arăți bine în oraș. Este bine să dai bine pe stradă. Imaginea ta să fie bună. Mă fac vulnerabil și vă spun ceva. 20 de ani am luat sfânta cină cu oamenii care nu vedeau. Când dădeam sfânta cină, alegeam pe oamenii care aveau ochelarii cu dioptriile cele mai mari. Știți de ce? Aveam la picioare, la degete, micoză. Și 20 de ani după armată, armata am făcut-o la Roman, unde mă duc în după amiaza aceasta la evangelizare, și 20 de ani am purtat după mine această boală. Mi-o ascundeam cu pantofi și nimeni n-o vedea. Și mai mult, eram lăudat că uite cu cine e aduță sfânta cină. Dar știți de ce o făceam? Să nu-mi vadă mizeria. Verișorul meu, care este medic, mi-a zis: nu, ia medicamentul acesta. Da, atacă ficatul. Ia-l, nu mai sta cu micoza la unghi. Știm de două luni și jumătate, am luat la misil. Pentru că cât ai fi pus cu unguente pe acolo, nu mergea. Trebuia să rezolv problema legată de sânge, de interior. Și să știți că citeam textul din Apocalips. Cu alifia, cu unguentul, cu medicamentul. Suntem dispuși să ardem dulapul cu haine vechi? Parcă aș mai ascunde una pentru vremuri de criză. Îmi place și mie cum le merge la familia de peste drum. Și adaug și eu la mine, atenție, comportamentul lor. Ca să par fericit ca și ei. Că și ei îl adiționează, îl aduc din altă parte. Fetița mea, când era mică, mă trezesc odată cu o expresie pe care o spunea. Simt că nebunesc. Mi-era frumos, era drag. Simt că nebunesc.
Zic, bă, tati, dar de unde ai tu expresia asta? Simt că nebunesc. Mă, tati, nu vă spun de unde a luat numele. Dar tu ai copiat expresia asta. Nu este expresia ta. Tu ai plagiat-o. De ce nu tu dai o expresie celuilalt de lângă tine și trebuie neapărat să furi o expresie de la el? După ce a văzut și a simțit că într-adevăr i-a copiat expresia, n-a mai folosit-o. Sunt la modă produsele tradiționale. Eram într-o vizită la Milano. Și cei de acolo s-au la Milano, dar eram în vizită la o biserică adventistă italiană. Însă stăteam la o familie de români. S-au uitat pe internet și au văzut că sunt oltean. Și mi-au gătit oltenește. Și mă întreabă la masă, frate Duță, vă place mâncarea? Eu zic, da, îmi place. V-am spus, eu în fiecare weekend sunt plecat și mie îmi place toată mâncarea, nu e problemă. Să nu fie gătită cu scurcăciuni. Dar nici pe asta nu o întreb, că dacă... Și... Frate Duță, e mâncare oltenească, știți când m-am stresat să vă cumpăr praz? Mă, olteanca gătește oltenește, ardeleanca gătește ardelenește, moldoveanca gătește bine. Când am fost în Coreea de Sud, am încercat să găsesc mâncare europeană. Mă, nu e ca a noastră. Am mâncat mâncare de-a lor. Nici aia nu e ca a noastră. Era iute de te luai trenul. Nu fugi de ceea ce ești și îmbracă-te și îmbracă ce este al tău. Când am fost copil, v-am mai povestit treaba aceasta odată, mi-am dorit să-mi schimb nasul. Pentru că atunci când stăteam de vorbă cu cineva, trebuia să stau de vorbă cu el față către față ca să nu-mi vadă nasul cocoșat. Și aveam complexul ăsta de inferioritate că eu nu o să mă însor din cauza nasului. Și chiar mă gândeam să devin doctor estetician și să-mi tai nasul. Acum îl iubesc. Vă aduceți aminte când v-am spus cum a fost cu nasul? Am spus odată, acum vreo un an și ceva, când un profesor mă scoate la tablă și după ce îi spun lecția perfect, îmi pune mâna pe nasul meu și îmi zice, băieții cu nasul cocoșat, e băieți deștepți. De atunci stau de vorbă cu fetele din profil. Nu fugi de ceea ce ești și îmbracă ce este al tău. Se aude refuzul celor în căsătorie îmbrăcând din dulapul cu haine vechi. Încerc să refac portretul lui Brad Pitt sau lui Angelina Jolidon. Fără să te îmbraci în hainele vedetelor care le privești pe sticlă, dar pe care nu le-ai atins niciodată, în fond trăiești o iluzie. Și niciodată nu ești persoana pe care o îmbraci, deși încerci să pozezi. Faci terapie cu tine ca să crezi că ce ai vrut nu mai există. Frații mei, așa a început cea mai frumoasă poveste din Biblie. Un om a făcut o haină unui copil și toți ceilalți frații ai lui l-au invidiat.
era haina lui. Și i-au spus, uite, tati, am visat un vis cu snopii. Am visat un vis cu soarele și cu luna. Nu se poate, nu se poate. Și frații lui Iosif au încercat să ia haina. Care este expresia care v-am spus să o rețineți? Vrei haina? Trebuie să ucizi. Și priviți ce se întâmplă. Iosif se duce cu merinde, cu sfaturi, cu vești la frații lui. Și frații lui se hotărăsc, atenție, se hotărăsc să îi ia haina. Dar cum poți să iei haina lui fără să-l ucizi? L-a ucis pe Iosif? Vă întreb. Da? L-a ucis pe Iosif? Da! L-a ucis pe Iosif! Atenție! Îi ia haina, îl vinde și o dă cu sânge. I-o dă cu sânge, o murdărește cu sânge. O duce la tata lui și tata lui când o vede, plânge, îi se rupe sufletul. Știți ce făceau frații lui Iosif în casă? Terapie. Iosif e mort, 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 Iosif e mort. Să nu cumva în vis să spună ce-o face Iosif acum. Pe unde l-am fi vândut noi? Mi se mai întâmplă să mă întrebe în terapie. Un domn sau o doamnă? Știți, când dorm, este posibil să spun lucruri care n-am vrut să le spun? Zic, da, poate. Aoleo, ce fac? Pentru că îmbrăcăm altă haină, dorim să îmbrăcăm altă haină, dorim altă imagine, dorim să mințim lumea. Mai mult decât atât, suntem invidioși pe haina cuiva și o vrem acea haină. Poți să o ai, dar trebuie să o omori, trebuie să verzi sânge ca să ai haina. Aș vrea să citesc din Geneza 37. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vor veni eu și mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Tata face haina și tata se sperie de haină. Facem copii și ne este frică de copii. Facem casă și ne este frică de casă. Facem facultate și nu mai îmi place facultatea. Și mie mi s-a întâmplat. Am făcut o facultate, pe urmă am mai făcut alta, dar să știți că acum mai nou predau chiar de cursuri de la prima facultate, la... Nu știu dacă v-am anunțat, este o facultate, sau nu, e o post licială la Institutul Teologic Adventist de asistență medicală și predau acolo biochimie și sociologie. Și celelalte unități de învățământ, cu ocazia asta vi le zic, asistență socială, care sunt acreditate, deci asistență medicală, asistență socială, pedagogie și teologie. Și vă invităm acolo. Facem copii și ne este frică de copii. Ne place să bârfim, să comentăm, dar să nu fim bârfiți, comentați. Ne place să dăm cu pietre, dar să nu primim pietre. Frații lui Iosif au poftit haina, au avut haina, au vărsat sânge și au ucis pe Iosif în cap. Să știți ceva, tot ce există în câmpul nostru vizual există și în creierul nostru. Tot ce există în câmpul nostru vizual. Absolut. Dumneavoastră acum vă uitați peste tot și tot este înregistrat aici. Și nu numai ca la o cameră de luat vederi care ne filmează acum, care ne înregistrează acum. Nu! Camera aceasta de luat vederi înregistrează sunetul meu și înregistrează poziția și imaginea.
Însă camera nu înregistrează olfacție, nu înregistrează gust, nu înregistrează kinestezie, atingere. Noi înregistrăm absolut tot. Și ei, din contextul respectiv de atunci, au vrut să-l scoată pe Iosif. Ca și cum dumneavoastră facem terapie acum și este fratele, nu, să dau exemplu, pe fratele sau pe sora, pe sora, adică pe soția mea, și vreți să o scoateți de aici, bă, n-aveți cum că e la mine, e la mine în inima mea. N-aveți cum să facem lucrul acesta. Nu se poate face operație pe creier să scot amintirile, dar se pot pierde amintirile prin accident, prin amnezie. Se pot pierde amintirile, însă ariile de asociație ale creierului din nou trimit impulsuri și imaginile pe care noi le-am stocat odată în timp. Într-adevăr, imaginile care se păstrează la suprafață sunt imaginile care se înregistrează pe un plan emoțional. Gândiți-vă că imaginea cu Iosif a fost înregistrată pe un plan emoțional. Și atunci când vreau să fac un rău cuiva, îl ticluiesc în mintea mea și nu fac altceva decât să-mi emoționalizez înregistrarea mea și rămâne acolo. Problemele acestea, vreau să vă spun că se întâmplă între soț și soție de cele mai multe ori. Problemele emoționale, problemele realităților zilnice. Ei au dorit haina, au avut haina, l-au ucis pe Iosif, după care, din contextul lor vizual, care era înregistrat aici, au încercat să-l scoată pe Iosif. Și priviți cum îl scot pe Iosif. Iosif e mort, Iosif e mort, Iosif e mort, Iosif e mort și ajunge să-și creeze un mecanism de genul acesta. Iosif e mort, Iosif e mort, însă vine foametea, se duc acolo, Iosif le dă mâncare, se întâmplă ce se întâmplă, nu intru în istoria respectivă, se întorc acasă cu merindele, dar Iosif le spune, veniți cu Beniamin și tata lor le zice, cum să ți-l dau pe ați mai pierdut un copil de-al meu? Nu pot! Tată, dă-mi-l! Se duc cu Beniamin acolo. De ce ni se întâmplă toate acestea nouă? Nu cumva este blestemul nostru din cauza faptului că l-am pierdut, l-am vândut pe fratele nostru mai mic? L-au scos pe Iosif din cap? Nu! Nu! Vreau să vă citesc un text de aur al Bibliei. Iosif este un istoric care îl lansează pe Iisus Hristos. Iosif îi cheamă pe frați, le pune masa cea mai frumoasă și țăranii ăștia care erau flămânzi mâncau la masa împăratului. Mi-aduc aminte odată că după o conferință științifică pe care am avut-o în Moldova, în Moldova la Chișinău, am fost invitat de ministru și câțiva profesori de acolo ca să luăm masa. Și m-am simțit onorat să merg să iau masa acolo. Și era așa de frumoasă masa când am intrat și când am fost atent la ceea ce o să mănânc, mi-am dat seama că nu o să mănânc nimic. Totul era spurcat și toate lichidele aveau acolo în ele. Și zic, nimic de la masa ministrului nu pot să mănânc. Iosif le pregătește o masă și invită pe toți acolo, însă ei la masa respectivă le era frică să mănânce. Lui Beniamin puneți-i mai mult. Puneți-le să mănânce. Probabil că nu mai mâncaseră de mult. Să știți că se vând
frați și surori pe o bucată de pâine. Pentru o bucată de pâine. Unii spun linte. Geneza 45 cu 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif. Când s-a făcut cunoscut fraților săi, a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egipterii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif! Băgați-mă acolo! Iosif nu e mort! Băgați-mă acolo! Frații mei, de multe ori încercăm să ne scoatem imaginea noastră din cap și să apărem ca nu știu ce vedetă și încercăm să ne facem nu știu ce operații, să apărem mai frumoși. Nu este altceva decât să scoatem contextul imaginii noastre din realitate și mai târziu să ne batem în joc de această imagine, căci Dumnezeu ne-a dat o haină și ne batem de multe ori joc de această haină. Și încerc să iau o altă haină, cum am început citirea mea, altă haină, altă haină, și nu mai știu care este haina mea. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, băgați-mă acolo la loc. Mai trăiește tata. Știți ce semnificație are lucrul acesta? Luni, marți, v-am spus, am avut o întâlnire la primăria Ploieștiului pentru a ține un speech la 200 și ceva de doamne. Și o doamnă de acolo a venit la capătul prezentării și a venit și zice: vreau neapărat să vin la o consultație la dumneavoastră. Am primit o astăzi, da. Am primit-o joi, deci săptămâna aceasta joi, și îmi zice: sunt distrusă. Sunt distrusă. Mi-a murit tata acum o lună de zile. Ne este frică de moartea celor din jur și i-am spus: Doamnă, nu plângeți pentru tata. Tatăl dânsei a fost adventist, iar ea acum nu era adventistă. Ci plângeți pentru poziția dumneavoastră, că mâine, poi mâine veți ajunge în pragul gropii și nu sunteți pregătită ca tata să muriți. Și eu m-am gândit, zice dânsa, și eu m-am gândit, cred că o să iau legătura cu pastorul de la Ploiești. Duceți-vă și luați legătura cu pastorul. Aveți nevoie să luați legătura cu Dumnezeu. Mai trăiește tata. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. Eu sunt fratele vostru Iosif. Știți de ce nu l-au cunoscut? Haina. Din cauza hainei, dacă era îmbrăcat ca și ei, poate îl cunoșteau. Poate dacă era, nu știu, nebărbierit sau altfel. Din cauza hainei, frații mei, este posibil să vorbim noi între noi și să ne adresăm hainei noastre și nu să ne adresăm sufletului nostru. Și ajungem să ne spunem în minciună, frate și soră, că nici veri măcar nu mai suntem. Că ne adresăm hainei și nu ne adresăm sufletului fiecăruia, că nu-l mai vedem din cauza hainei. Apropiați-vă de mine. În seara aceasta, în după amiaza aceasta, Iisus ne spune: apropiați-vă de mine. Apropiați-vă de mine, soț și soție. Și fiți decât voi. Știți ce înseamnă fiți decât voi?
pocăiți-vă. Așa cum spuneam de dimineață, elementul primordial care este pastila. Soția când vine de la farmacie mai îmi zice, uite, altă pastilă este scoasă din uz pentru că determină cancerul. Este folosită 10 ani de zile și dintr-o dată se descoperă că nu este bună și este eliminată. Și, bineînțeles, nu mai este achiziționată la spital unde lucrează. Avem un medicament care dă la o parte divorțul din familiile noastre. El se numește Iisus Hristos. El se numește Duhul Sfânt. El se numește Dumnezeu. Cred, frații mei, cred că Duhul Sfânt rezolvă ceea ce mintea umană, psihologia și terapia nu rezolvă. Mă tot gândesc dacă să dau un exemplu și vi-l dau. După 3-4 ședințe, o doamnă care venea la mine și care era într-o situație de divorț cu soțul ei și la ultima terapie îmi zice, deja soțul meu a plecat de la mine. Pentru că ea avea un amant. Nu este o muncă așa de ușoară să legi din nou pe soț de soție cu emoțiile, cu comportamentele și faptul că spiritualul nu mai exista acolo. Aveam multe cazuri în consiliere și vă spun, mi-a picat greu, sincer vă spun. Îmi dădeam seama că trebuie să muncesc vreo 3 luni de zile pentru a rezolva această problemă. Dar nu e o problemă simplă. Și am zis, Doamne, hai să primești și cazul acesta. Hai să încerc să dau la o parte pe amant din viața ei și să ia să achiziționeze din nou pe soțul ei cu tot sufletul și cu toată emoția. M-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi și mie o cale mai scurtă. Știu, trebuie câteva terapii. Trebuie câteva consilieri să am de discutat. Și am zis, Doamne, n-ai o cale mai scurtă să nu mai fac atâtea terapii să rezolv problema aceasta. Frații mei, vreau să vă spun ceva, nu mi-a venit să cred. Când a venit la următoarea ședință de terapie, nu mai era cu amantul. Soțul se întorsese acasă. Și am văzut și plângea și spunea, mă, Duhul Sfânt te-a ajutat. Nu terapia umană te-a ajutat, Duhul Sfânt, frații mei. Dacă avem Duhul Sfânt în familiile noastre, într-o realitate, știți ce înseamnă realitate? Microfonul ăsta, pun mâna pe el, e o realitate. Așa să fie Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Dumnezeu în familiile noastre, realitate. Nu există divorț, nu există supărare, ci există dragoste, există emoție, există bucurie. Este interesant că ne credem în Biserica Sfârșitului. Și de fapt jucăm rolul fraților lui Iosif. Ei nu l-au cunoscut pe fratele lor mai mare. Nu l-au cunoscut când s-a dus acolo. Ne jucăm cu profețiile, poruncile, le introducem în buzunar și spunem, sunt la cheremul meu. Poruncile le știu, profețiile le măsor. Mă urc în elicopter sau mă urc în mașină, formez adresa și scriu masa de cristal, împărăția cerurilor și pornesc mașina ca să mă duc acolo. Și la un moment dat GPS-ul îmi spune, locație inexistentă. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din apă, și știi gestul meu de dimineață când am discutat despre Ioan Botezătorul și din Duhul Sfânt când am discutat despre Iisus, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Tu nu îl păcălești pe Dumnezeu. Noi nu îl păcălim pe Dumnezeu. Să știți, nu mergem la coafor, nu mergem la designer să fac o haină și să-l păcălesc, să trec, să par că sunt ceea ce nu sunt. Ci trebuie să port haina pe care Iisus mi-o dă. Haina aceasta se numește pocăință. Frații mei, cât am căutat în lumea aceasta mii și mii de sfaturi pentru un cuplu fericit. Elementul numărul unu care mi-aduce bucurie, fericire și exact ceea ce am nevoie în cămin este Duhul Sfânt. Hai să mergem la dulapul cu haine vechi și să aruncăm comportamentele noastre la o parte. Și să ajungem la noi înșine și pe noi înșine să ne punem în mâna lui Iisus Hristos, care ne spune: vino la mine, om trudit. Vino la mine, om obosit. Și eu îți voi da odihna. Eu îți voi da inima. Astăzi am ascultat o poveste de inimă fascinantă. Eu îți voi da inima. Ceea ce nu se poate face pe pământul acesta, în mâna mea este. Eu îți voi da haina pe care trebuie să o porți, să poți intra în împărăția cerurilor. Hai să mergem la dulapul cu haine vechi și să le dăm foc. Amin.
Frate Daniel, dați-mi și mie, uite. Frate Daniel, trebuie să recunoaștem că ne-ați introdus într-un spațiu de reflecție foarte vast și cu o mulțime de posibilități. Nu știu dacă vom reuși să zăbovim în fiecare din aceste spații fără un translator, fără un traducător, așa că va trebui să mai veniți pe la noi. În orice caz, a fost un curs unic și foarte interesant. Sper că a făcut foarte bine inimilor noastre și mulțumim că Domnul v-a inspirat pentru această modalitate de a ne păstra și atenția, dar mai ales a ne gândi la lucruri extrem de serioase și foarte dureroase pentru noi unii. Că din nefericire, blăstămatul ăsta de dulap cu vechituri e tare greu să scăpăm de el. Da. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm cu mare drag și de fiecare dată. Ne bucurăm foarte mult că v-ați ținut cuvântul de data trecută, că a spus, data viitoare vin cu Cristina. Eu am spus, trebuie să veniți și cu fiica. Și a spus, nu se știe, dar la data viitoare veți veni, sper, din toată inima. Mă bucur că m-a ținut de cuvânt. Da. Așteptăm cu mare drag să vă mai vedem. Pentru sora Cristina, ați auzit-o vorbind astăzi? Nu? Dacă nu m-ați auzit, mă auziți acum. Da, deci aveți un pastor deosebit, cu o influență foarte, foarte mare. Este primul pastor care m-a invitat și a și insistat să mă aducă lângă soțul meu aici în fața dumneavoastră. Cristina, ești de acord că în fața fratelui Burlacu nu poți să refuzi? Este un mare adevăr. Mulțumim frumos. Oricum, vă mulțumesc și vă iubim mult. Ne bucurăm mult. Data trecută chiar am vorbit despre tine cu fratele Daniel și acum rămâne ca data viitoare să veniți împreună și cu fiica. Acum am înțeles că nu era posibil pentru că veți mai zăbovi în zona noastră. Un gest de apreciere din partea bisericii noastre este pentru sora Cristina, că fratele Daniel trebuie să vină data viitoare să ne mai tălmăcească câte ceva din aspectele acestea multiple. Mai a fost un curs, eu cred că tu ne-ai băgat 10 cursuri astăzi pe după amiaza aceasta. 10 cursuri de terapie intensivă, foarte important, pentru viața de familie, dar mai ales pentru dezvoltarea personală, care e foarte important. Și Dumnezeu să ne ajute, că așa cum spunea și tare m-a usc la inimă, să apelăm mai des la Duhul Sfânt pentru toate problemele noastre. Pentru că familia care apelează la Domnul Iisus Hristos și la Duhul Sfânt nu are nevoie de o groază de lucruri care se încearcă, cu care se încearcă a se rezolva problemele în lumea aceasta. Dumnezeu pentru copiii săi stă aproape ca să-i ajute. Mulțumim frumos, frate Daniel, și vă așteptăm cu mare drag. La sfârșit vrem să vă... Salutări pentru România. Da. La sfârșit vrem să vă încredințăm în mâna Domnului în rugăciune pentru lucrarea deosebită pe care o faceți acolo. Dar acum chiar am vrea să vedem cât putem să transmitem salutările noastre fraților de la Roman, da, și surorilor de la Roman, și apoi pe unde mai merge fratele Daniel împreună cu... Mulțumesc! Că nu poți să ne scoți din... Nu, se va, v-a spus, da? Rămâneți acolo. Bacău trăiește! Amin! Amin! Slavă Domnului!